după care am început să mă simt și eu rău, și rău să vă spun că am fost foarte rău, dar foarte rău. Deci, odată că eram trecută prin boală, doi că eram vaccinată și cu toate astea, deși se spune că acest Omicron este mult mai light, pentru mine a fost m-a pus la pământ. Deci am avut două săptămâni în care m-am simțit extrem de rău, extrem de rău. Eram efectiv o legumă. No. Continui cu partea a doua, așa cum v-am promis în clipul precedent, cu partea a doua uh, a acestei miniserii despre FIV, fertilizare in vitro, pentru acea, acelea dintre voi care nu știu. Și acum aș vrea să vă vorbesc puțin despre perioada de așteptare, perioada de teoretic două săptămâni între embriotransfer și, perioada, și uh, ziua în care vă faceți testul beta-HCG. Mulți medici recomandă să faci testul beta-HCG între zilele 10 și 14 de la embriotransfer, ziua embriotransferului ne punându-se la socoteală. Deci prima zi se pune practic a doua zi după embriotransfer. Eu însă nu am așteptat atât, nu am avut răbdare. La fiecare, după fiecare procedură de embriotransfer mi-am făcut testele mult mai repede, nu am avut răbdare. Și la ultima, cea de acum, în care am o sarcină în curs, mi-am făcut chiar din ziua 3 de la embriotransfer. Am să vă vorbesc puțin despre simptomele pe care eu le-am avut după embriotransfer, atât în cel pozitiv, când s-a concretizat cu o sarcină, cât și în cel negativ, când beta-HCG a fost. Negativ a fost sub valoarea de 5, care indică practic o sarcină. Embriotransferul este cea mai simplă parte din procedura de fertilizare. De ce in constă intro? pregătirea pentru embriotransfer în uh, pregătirea endometrului? Medicul trebuie să vă ajute pe voi cu un tratament prin care endometrul să crească, în așa fel încât la embriotransfer el trebuie să fie minim, dar minim 7, 7,5. Sunt foarte mulți medici care nu îți fac transferul dacă endometrul nu crește până la valoarea de 7. În a doua zi a menstruației trebuie să luați estrogeni. Acum depinde foarte mult de medicul vostru câți estrogen vă dă. Mie primul medic la care am fost și am făcut două proceduri de fertilizare in vitro îmi dădea nouă pasilță de, nou, de cicloproginova, ceea ce este enorm foarte, foarte mult, 3, 3 și 3, adică 3 dimineața, 3 la prânz, 3 seara, 9 pastiluțe pe zi, însă endometrul creștea foarte, foarte bine, dar, repet, estrogenii sunt foarte periculoși. Medicul de acum, iar medicii din Cehia dau foarte puțin, câte unul, nici nu îți crește endometru cu 3 pastiluțe pe zi. Iar medicul de acum mi-a dat 2, 2, 2 și un spray, Lenzeto se numește, pentru că acela practic nu trece prin ficat și nu afectează atât de tare și nu afectează atât de tare organismul. Și dădeam cu el aici pe închietura mâinii și m-a ajutat foarte, foarte mult. Pe lângă stimularea endometrului, pentru ca el să crească, acest tratament are și rolul de inhibare a ovulației voastre, pentru că voi, teoretic, în acea lună nu trebuie să ovulați. Asta dacă, sunteți, dacă nu ați intrat la menopauză, pentru că sunt cazuri în care fetele, femeile intră la menopauză și atunci Uh, nu mai ovulează, dar voi nu trebuie să ovula, ovulați în acea lună. Bun, deci mie mi s-a dat acest Cicloproginova și, și am fost de trei ori la ecografie de monitorizare a endometrului, iar la ultima ecografie mi s-a și stabilit data embriotransferului de fiecare dată. Cu 5 zile înainte de embriotransfer, voi, uh, vă, vi, vi se va da un alt tratament, uh, pe lângă cel pe care îl luați deja, cu acele pastelute de estrogeni. Eu am aici uh, tratamentul pe care l-am luat eu. Și hai să vă spun că mie mi s-a dat așa, cu 5 zile înainte trebuie să începem cu progesteronul și trebuia să iau 6 pastiluțe pe zi, 2, 2 și 2, sunt niște ovule care se luă atât oral cât și intravaginal și aici aș vrea să mai menționez ceva, întotdeauna să știți că medicamentele, Administrate intravaginal, nu se regăsesc în totalitate în analizele de sânge, pentru că ele sunt absorbite de sarcină, de vagin, și nu se regăsesc în analiza de sânge. De aceea, cel mai probabil, dacă voi luați aceste suplimente, acești aceste, hormoni pe cale intravaginală, veți avea în analiza de sânge un procent foarte mic din acel hormon. Prednison este acel imunosupresor de care vă spuneam că scade imunitatea. Azitrox este un antibiotic, l-am luat doar la primele două proceduri, la 3 a treia și a patra nu l-am mai luat, mi s-a dat doar trei zile. Cicloproginova vă spuneam că am luat, Aspenter întotdeauna se dă, asta pentru o mai bună vascularizare a uterului, pentru că în primele săptămâni, de fapt creșterea embrionului și implantarea lui depinde foarte mult de cât de irigat este uterul cu sânge. Uterul trebuie să fie foarte, foarte irigat cu sânge ca embrionul să se prindă. El se hrănește cu sânge în primele zile de viață. Și Clexan este această injecție care se dă tot pentru așa ceva, pentru este un anticoagulant și se dă nu doar în caz de trombofilie, ci se dă indiferent de situație într-o procedură de fi. Asta preventiv pentru că se presupune că tu... Nu faci foarte multă mișcare în acea perioadă. Și, apropo de mișcare, să știți că am avut niște întrebări eu, de la niște fete. Cât timp am stat uh, la clinică după embriotransfer? Ei bine, la primele două proceduri de FIV, cele făcute în România, să știți că am stat o oră pe pat în clinică, iar medicul mi-a recomandat trei zile să nu mă dau jos din pat, să stau doar. Uh, în pat. Țin minte că la primul embriotransfer eu trei zile chiar nu m-am dat jos din pat. Soțul mi-a ducea mâncare la pat. Mă duceam doar să fac... Mă duceam doar la toaletă și la duș. Și sunt fete care știu că nici duș nu făceau, ceea ce mi se pare deja ireal. Eu la acel moment nu aveam foarte multe cunoștințe și îmi imagineam că și dacă mă duc să fac un pișu, îmi va ieși embrionul, îl voi scăpa, nu știu ce era în capul meu, dar nu, nu este așa, să știți, stați liniștite că nu, embrionul în uterul vostru este ca un, nu știu, un fir de praf într-un borcan cu miere, ceva de genul ăsta, deci nu are cum să migreze. Da, să știți că sunt cazuri, sunt cazuri și am întâlnit de sarcină extrauterină în urma unei fertilizări in vitro și în urma unui embriotransfer. Asta în cazul în care există lichid pe trompele voastre. De aceea voastre. se și recomandă să faci analiza de verificare a trompelor, aceea de histerosonografie mai nou. Metoda veche era histerosalpingografie, pentru a verifica dacă există lichid pe trompele voastre. Pentru că atunci trebuie să se elimine acel lichid, se numește hidrosalping, dacă nu mă înșel. Nu vreau să zic ceva greșit, nu. Cunosc foarte bine pentru că nu am avut situația asta. Dar, ca idee, sunt situații de acest gen cu o sarcină extrauterină în urma unui uh, unei fertilizării in vitro, când, repet, migrează embrionul sau embrionii către, din uter către trompe. Și am avut teama asta, credeți-mă. Deci, eu la primele două proceduri, practic, am stat mai mult în pat. Uh, nu știu dacă am făcut bine, dacă n-am făcut bine. La, prima sarcină, la primul embriotransfer sarcina s-a prins, dar v-am spus că am avut o problemă în momentul în care am întrerupt prednisonul, care este acel imunosupresor. Sarcina mea nu s-a mai dezvoltat cum trebuia și a trebuit să fac curetaj. Tot în această sarcină, că am promis că vă, vă vorbesc despre asta, în anul 2020, în august, am făcut prima dată COVID. Exact în ziua în care am făcut testul beta-HCG și am aflat că sunt însărcinată, am aflat și că am covidul de nasol. Uh, nu nasol în sensul că m-am simțit rău, pentru că eu atunci chiar nu am avut nimic, nu eram nici uh, vaccinată, nu făcusem boala, nu eram trecută prin boală, era pentru prima dată și nu am avut absolut nimic, în afară de o zi, cred că am rămas fără gust și fără miros, sau două zile, dacă nu mă înșel. În rest, nu am avut nimic, nimic, nimic și simțeam la un moment dat o ușoară usturime pe sinusuri, dar ca și cum ca atunci când mergi la piscină și țin treabă pe nas, dar foarte puțin. Ideea era că eu trebuia să merg din două în două zile să-mi recoltez analiza de beta-HCG și progesteron. Progesteron era foarte important pentru că eu aveam deficit de progesteron. În de această analiză trebuia să ajustez tratamentul. Lucru pe care teoretic nu-l puteam face pentru că eram în carantină. Și atunci ce m-a dus pe mine capul, pentru că întotdeauna există o soluție, nu există, nu pot, nu există, nu se poate, am trimis un e-mail la Consiliul Medicilor și am cerut o derogare de la această regulă. Am trimis un e-mail la Consiliul Medicilor, am anunțat DGASP-ul, dacă nu mă înșel, am sunat pe toată lumea pe care consideram eu că trebuie să o anunț, că eu am nevoie de această derogare și din două în două zile trebuie să ies împreună cu soțul meu pentru că nu conduceam. Trebuie să ies împreună cu soțul meu, deci derogarea o voiam pentru amândoi, nu doar pentru mine, pentru că nu mă puteam deplasa cu taxiul sau cu autobuzul să pun și alte persoane în pericol. Cel mai bine era să ne deplasăm cu mașina proprie și am cerut o derogare pentru... Această treabă pentru a merge la analize. Vreau să vă spun că, fix în ziua respectivă, am fost sunată de către un reprezentant al Consiliului Medicilor. Era o doamnă foarte drăguță care mi-a zis că știe ce înseamnă această procedură, știe ce presupune și nici nu se pune problema să nu-mi dea această derogare. Am mai fost sunată de un domn de la nu știu care poliție sau nu știu un comisar de prin București. Vreau să vă spun că seara aveam această derogare atât pentru mine cât și pentru soțul meu și noi ne puteam deplasa în anumite zile la clinica, am anunțat și clinica Medsana, până în ora 7, mă rog, între 7, fără și 7, când deschideau ei clinica, eu mă duceam, mi se recoltau analize într-o cameră separată. Fetele veneau echipate cu eu mă duceam acolo cu mască, cu mănuși, cu dezinfectant la mine, pentru că nu voiam să pun în pericol și pe altcineva, adică am fost foarte, foarte responsabilă. Și nu s-a întâmplat nimic grav. Soțul meu, soțul meu atunci s-a simțit destul de rău când am avut COVID. Eu v-am zis, nu am avut nimic. Bun. Asta ca fapt divers, ca să știți că în orice problemă există o, o rezolvare. La al doilea embriotransfer, cred că dacă ați urmărit primul meu clip în care vă spuneam că sunt însărcinată, medicul. Consider că mi-a greșit fereastra de implantare. Fereastra mea de implantare era între zilele 19 și 21, el făcând transferul în ziua 18, deci mai devreme decât ar fi trebuit. Ca să nu trec de la una la alta, aș vrea să vă povestesc puțin de COVID. COVID. Acum, în sarcina prezentă, sunt în trimestrul 3 de sarcină. Acum am intrat deja în trimestrul 3 și undeva pe la cam acum o lună m-am plicopsit cu COVID. Și vreau să vă spun că, deși eram în acea perioadă de garanție, cu boosterul făcut, dacă pot să zic garanție, mă rog, deci nu expiraser cele șase luni de când aveam doza a doua făcută, am făcut COVID și, sincer, nu mă gândeam că ar putea, dacă nu-mi spunea doctorul meu să fac un test, nu-mi nu trecea prin cap că am COVID, Prima dată are soțul meu, cred că de la el, de la muncă, de undeva și cred că de acolo am luat pentru că noi suntem foarte precauți, m-am ferit să nu prea am ieșit din casă și dacă am ieșit, am ieșit în locuri foarte puțin aglomerate, n-am fost nici la piscină, n-am fost nici la... Oricum, unde mergeam, stăteam puțin mai izolați pentru că, vă dați seama, trecând prin atâtea situații și atâtea experiențe negative, mă feream de orice, dar uite că de ce te ferești de a nu scapi. De ce ți-e teamă de a nu scapi? Și prima dată a răcit Soțul meu, dar el, culmea, a ieșit negativ. Eu câteva zile, în perioada aceea, nu am ieșit din casă, sau mă rog, am ieșit așa, un pic prin jurul blocului să ne plimbăm, după care am început să mă simt și eu rău și vreau să vă spun că am fost foarte rău, dar foarte rău. Deci, odată că eram trecută prin boală, doi că eram vaccinată, și cu toate astea, deși se spune că acest Omicron este mult mai light, pentru mine a fost m-a pus la pământ. Deci am avut două săptămâni în care m-am simțit extrem de rău, extrem de rău. Eram efectiv o legumă. Aș fi stat numai în pat, mă dureau foarte, foarte tare oastele, mă durea tot corpul, nu mai suportam nici să pun un tricou pe mine. Tușam, eram răcită, mă usturau ochii incredibil de tare, sinusurile, deci am avut o usturime de sinusuri de nu puteam să mai respir. Ajunsesem să nu știu Nu, nu mai puteam să dorm, nu puteam să respir Nu puteam să vorbesc, puteam să fac nimic Deci a fost destul de nasol Sincer Și nu puteam să iau decât paracetamol uh, Repet, soțul meu era negativ Eu eram pozitivă Dar partea bună este că bebelușul va avea anticorpi Nu am făcut temperatură Asta este bine uh, Dacă făceam temperatură Cu siguranță plecam la spital Aveam geanta pregătită să merg la dar... spital Dumnezeu a fost sus și nu am făcut temperatură, a fost totul în regulă. Acum că am trecut de partea cu COVID, vreau să vă povestesc despre ce simptome am avut în cele trei embriotransferuri care au rezultat cu sarcini și în cel care am avut beta negativ. Eu în toate trei transferurile am avut cam acelea simptome, să știți. Cele trei pozitive, cu beta pozitiv. Respectiv, din uh, diferența a făcut-o faptul că diferența a făcut oarecum faptul că la primul embriotransfer am făcut embriotransfer cu embrion de ziua 3, iar la acestea în Cehia am făcut embriotransfer cu embrion de ziua 5. Deci implantarea a fost mult mai rapidă. La embriotransfer cu embrion de ziua 3, implantarea are loc undeva între ziua 3 și 5, teoretic, pentru că se discută doar din teorie, lucrurile astea nu sunt cu adevărat cunoscute iar la embriotransfer cu embrion de ziua 5 și dacă mai este și eclozat, cum a fost cazul meu acum, implantarea are loc încă din ziua embriotransferului până la 48 de ore, cam așa, deci în maxim două zile. Ei bine, eu la primul embriotransfer cu embrion de ziua 3 am avut cam după 3 zile, am început să am dureri ca la menstruație și niște furnicături așa în uter dacă pot să zic, în zona uterului, că nu, știu, nu, știam eu exact unde este localizat uterul. Deci, dureri ca la menstruație, dureri cu dureri de spate, de mijloc, de fapt, dureri de ovare, de uter, exact ca la menstruație. Sfatul meu acum, eu nu am știut prima dată, eu am zis că nu iau pastile, stau liniștită, nu este bine să nu luați pastile. Nu este bine să stați cu durere. Durerile alea pot fi contracții ale uterului ca să scape de embrion. Deci se elimine embrionul. Nu stați fără nospa. Nospa forte de 80, maxim 3 pe zi. La embriotransferul cu embrion de ziua 5, acestea pe care le-am avut în Cehia, eu am avut încă din ziua. din prima zi am avut dureri. Din prima zi am avut dureri, crampe, balonări, iar prin ziua 5-6 la ambele transferuri am început să am probleme cu mirostul. Nu mai suportam absolut eu care eram cu fel de fel de mirositoare prin cameră, odorizante, cu lumânări, cu... nu mai suportam nimic, absolut nimic, nu mai suportam nici măcar balsamul de rufe să îl pun în mașina de spălat, să miroasă hainele, lenjeria de pat, nu mai spălam cu balsam, nu mai suportam nici un miros. Voiam ca totul să miroasă curat și atât. Deci cam asta a fost. Grețuri am avut din ziua a șaptea, după embriotransfer, v-am zis ziua, transferului nu se pune la socoteală, deci se începe practic din a doua zi num, numerotarea. În, încă din ziua 7-8 am început să am grețuri, iar în sarcina de acum, vă spun că până prin săptămâna 6-7 aveam grețuri dimineața, niște grețuri pe la 4-5 dimineața de mă terminau, efectiv mă terminau, nu... Trebuia să stau, nu știu, în fund, nu mai puteam sta întinsă în pat, că simțeam în fiecare secundă că vine să vomit și din săptămâna 6-7 am avut cam tot trimestrul 1 numai seara grețuri. Deci seara după ora 5 nu mai puteam mânca nimic, dar absolut nimic. Un alt simptom ciudat este pe care l-am avut toate cele trei transferuri pozitive, dar doar la început undeva, cred că până în săptămâna 4-5 de sarcină, a fost uh, un gust de fier pe cerul gurii, deci dacă puneam limba pe cerul gurii, parcă puneam limba pe un fier, așa simțeam Dar nu mereu, nu mai mult uh, la prânz, seara, deci nu chiar în, uh, pe tot parcursul zilei Dar era un, o chestie foarte ciudată și am înțeles că da, este un simptom de sarcină uh, Balonări, deci eram foarte, foarte balonată, foarte... să știți că oboseală nu am avut așa la început Ori nu mi dădeam seama, dar nu eram atât de obosită Cred că oboseala asta este dată și de medicamente, totuși, deci nu confundați. La uh, transferul cu beta negativ nu am avut acele dureri. Am avut uh, balonare, am avut niște crampe, așa, dar, nu, dar nu erau durerile care erau la transferurile pozitive. Acum am să vă mai vorbesc puțin despre ce alte simptome mai am în această sarcină, pentru că asta este cea mai evoluată dintre cele trei. Uh, și sunt foarte neplăcute, dar foarte neplăcute. Ei bine, vreau să vă spun că în primul trimestru adormeam foarte devreme, în jur de ora 9, 8 și jumătate mi-era pur și simplu simțeam că de, de, somn și nu puteam să dorm pentru că eram implicată într-un proiect și până la ora 10 trebuia să fac niște postări pentru fetele din echipă, pentru jobul pe care eu îl am și nu puteam să dorm și efectiv de multe ori adormeam cu telefonul în mână, iar mă trezeam, iar ațipeam. A fost foarte greu asta, apropo de un comentariu pe care l-am primit, că să zic mersi că sunt foarte norocoasă, că am avut bani să fac aceste proceduri, nu... Nu sunt norocoasă, este muncă în spate, foarte multă muncă. Da, și nu puteam să dorm și dacă să zicem că adormeam în jur de ora 8 și jumătate 9, ce credeți, la 2-3 eram în picioare, super fresh, pregătită să mut munții din loc, dar eu nu puteam face nimic pentru că lumea în casă dormea, soțul meu dormea, n-aveam cum să fac, nu știu ce, venea mie să fac treabă și așa mai departe. Am încercat pe cât posibil să nu fac efort, nu am mai dat cu aspiratorul pentru că simțeam că îmi încordez oarecum musculatura abdomenului, nu am mai dat cu aspiratorul. Am făcut treburi casnice mărunte și soțul meu m-a ajutat în cu celelalte lucruri, cu aspirat, cu, nu știu, Astea mai un pic mai solicitante. Pe măsură ce sarcina a urcat, nu mai simțeam presiunea aceea în uter, în abdomen și mi-a fost mai ușor. Oboseală. Oboseală în sensul în care pur și simplu simți că nu ai aer, nu-ți ajunge aerul, gâfâi tot timpul. Deci oboseam și când vorbeam și obosesc și acum, dar nu chiar ca în trimestrul 1, să zicem, și 2, dar e, e foarte... Foarte nasol sentimentul să spui 10 cuvinte și să nu mai poți respira. Nu puteam să mănânc, dacă mă așezam la masă, chiar dacă mi era foame, mâncam foarte puțin și asta cred că din cauza faptului că se pune presiune pe stomac, în momentul în care urcă sarcina, îți urcă și stomacul, simți practic în gât. Deci mâncam trei lulele, trei surcele și îmi simțeam mâncarea aici. M-am confruntat cu arsuri și mă confrunt în continuare cu niște arsuri incredibile. Deci nu vă imaginați ce arsuri pot să am. Nu mereu cei drept, dar când le am, le am. Și nu-mi trec deloc, nici măcar cu pastile. Din ce am citit pe grupuri, pe multe fete le-a ajutat laptele rece și apa minerală. Eu nu beau apa minerală, dar acum am început să beau două-trei guri și să știți că recunosc că mă ajută. Mă ajută foarte mult, mă mai confrunt cu reflux esofagian, care este groaznic. Eu după ora 5 seara, deși mai nou, mă culc la undeva la 11-12 noaptea, asta ca să nu mă trezesc la 3 dimineața, să dorm și eu până mai târziu. Dar oricum, indiferent la ce oră m-aș culca, tot mă trezesc la 3 mai nou, am să vă spun și de ce. Deci mă confrunt cu reflux esofagian și nu mănânc mai târziu de ora 5 seara. Pentru că dacă mănânc mai târziu de ora 5 seara, nu mă pot, trebuie să dorm în fund. Deci nu mă pot întinde în pat pentru că toată mâncarea îmi vine înapoi pe gât. O altă chestie ciudată, am înțeles că au mai fost fete care au avut și oarecum nu m-a speriat lucrul acesta, că altfel clar întrebam medicul. M-am trezit noaptea în somn fără aer, deci m-am trezit că nu pot să respir, am ieșit la geam și mi-a luat un minut, să zicem, aproximativ un minut să-mi revin, timp în care efectiv mă chinuiam să respir. Nu știu dacă a scăzut vreodată atât de tare încât să vi se oprească respirația, dar exact senzația aia este. Deci nu putem să respir. Mi s-a întâmplat de două sau de trei ori cam așa ceva și sincer m-am speriat. Și mai nou mă confrunt cu sindromul tunelului carpian. Și mai nou mă confrunt cu sindromul tunelului carpian, lucru care îmi dă ceva bătăi de cap, și mă trezește pe la trei și jumătate ceas dimineața Deci la 3 și jumătate eu trebuie să mă ridic din pat Asta pentru că mâna dreaptă, de fapt ambele mâini, îmi amorțesc atât de tare Doar primele trei degete, cel mult până la ăsta, am înțeles că degetul mic nu este afectat Dar mâna dreaptă ajunge să mă doară Deci mă doare atât de tare încât dacă nu mă ridic din pat și nu las mâna în jos Practic să circule sângele nu reușesc să scap de chestia asta și mă ține, mă ține, amorțeala mă ține cam în jur de o oră, două, după ce mă trezesc. E destul de nasol, dar m-am documentat, am vorbit, m-am interesat și am înțeles că da, sunt persoane, printre care și eu, care se confruntă cu această, acest sindrom, să zicem, în sarcină. Și asta tot din cauza fluxului de sânge. Mi se umflă mâinile, picioarele, asta bănesc că orice femeie însărcinată, mă rog, aproape orice femeie însărcinată se confruntă cu situația asta, cu uh, retenția de apă. Mi s-a spus să fiu atentă, să nu fac preclampsie, dar eu monitorizez foarte bine tensiunea, foarte atent, nu foarte bine, foarte atent tensiunea și sunt ok cu tensiunea. Nu am nimic, dar sunt riscuri ca idee. Cam astea sunt simptomele cu care eu mă, m am confruntat în trimestrul 1 și 2. Nu am făcut jurnal de sarcină, că nu consider necesar. Oricum, noi suntem diferite ca organisme, ca fiecare sarcină este diferită, fiecare copil e diferit, fiecare om e diferit. Așa că nu am de ce să fac jurnal de sarcină 1, jurnal de sarcină 2. Uh, nu, am făcut așa sumar, am trecut prin simptomele pe care le-am avut. O să încep cu clipuri, bineînțeles, de cumpărături, ce cumpăr pentru bebeluș, ce... Momentan n-am început să cumpăr, dar va urma, abia aștept să fac cumpărături. Nu știu ce să zic, la cărucior sunt așa în dubiu, pentru că mie îmi place ceva, dar acel ceva care îmi place mie nu este deloc la îndemână, nu este deloc foarte util, nu este ușor, este destul de mare, greoi și nu știu, Să ar să fac un compromis, să vedem ce, ce vom cumpăra. N-am început să cumpărăm asta deocamdată. Din păcate, microfonul îmi juca feste. Vă spuneam, așa cum v-am spus și în clipurile precedente, că voi naște la Regina Maria și cu siguranță voi face un clip despre naștere și voi filma și salonul și condițiile de la acea clinică, fiind o clinică privată. Și cam atât. Vă mulțumesc că ați urmărit clipul și vă pup!